Alegerile sunt un fel de competiție, o afacere, unde fiecare încearcă să-și vândă produsul cât mai mult. Goana după voturi, spoturi electorale, bani aruncați în vânt pe maculatură care la nimeni nu trebuiește și care nimeni nu o citește. Te serios? Pentru că ce? În final să avem un câștigător și restul? Aha. Comisiuni de șarte, corupere a alegătorilor și totul pentru ce? Pentru un loc călduț de unde se poate de ieșit la pensie? Eu totul la nimic nu pot schimba, mai bine stau acasă și dă-i în... Это... Залет! Aceasta este impresia mea și a multor tineri ca mine despre alegeri. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Dacă mai este ceva, după alegeri cineva va ajunge să conducă cu localitatea noastră. Să decidă câți bani se dau pentru tineret, ce drumuri să repare, dacă în genere să repare drumurile. La urma urmei se decide cine să ne felicite cu hamul și să taie lentele pe la tot felul din inaugurări. Și asta următorii 4 ani. 4 ani. Боже мой! De aici întrebarea. Ce fac eu tânărul ca să-mi apăr viitorii 4 ani? Stau acasă sau merg la vot? Și dacă merg la vot, mi se dau 3 buletine, o ștampilă și hai frate, votează. Votează, votul tău contează. Aha, contează. Mai ales dacă ai mai aflat cine sunt candidații, ce trecut au și în genere dacă au un trecut. Contează ca noi după alegeri să avem un viitor. Și e greu să avem viitor când îi lași pe alții să decidă. Pe cine să votez? Precis nu pentru grecă și tușoncă. Da. Mă informez cine sunt candidații. Încerc să aflu mai multe despre ei. Cine știe, poate vreunul este prin crawl. Sarcasm. Colectez și analizez promisiunile electorale. Le colectez pentru că am dovezi și să-i pun să și le îndeplinească. De ce mi-au tot câți bolniță văpuștile? Mă decid, mă iau 3 prieteni și merg la vot. Ușor, nu e așa? 10 minute și ești liber. Până la următoarele alegeri. Implică-te, e simplu. Ian, stai. E ce, cred că numai la alegeri trebuie să particip. Dragi învingători ai alegerilor locale, primari și consilieri de toate nivelurile. Arbeiten!